Bun găsit, prieteni! Iată clasamentul săptămânal de pe Netflix, top 10 în România, ceea ce vom putea vedea ca și filme și seriale. Pe locul 10 îi găsim pe Endless Love, ei trăiesc pasiunea, emoția și intensitatea primei iubiri, până când intervin părinților. Endless Love, pe locul 10, în top 10 România. Trecem la locul 9 imediat. Metoda Cominsky, vârsta a treia, le pune oarecare probleme, dar prietenia lor devine tot mai profundă odată cu trecerea timpului. Locul nouă, metoda Cominsky. Mai departe, să vedem locul 8. Locul 8, Fifty Shades of Grey. Ea virgină, el nici pe departe. O experiență torturantă, dar uneori dragostea rănește atât de bine. Locul 8, Fifty Shades of Grey. Locul 7, cine a ucis-o pe Sara a stat 18 ani în închisoare plănuindu-și răzbunarea contra celor care i-au înscenat o crimă. Acum va regla conturile. Pe locul 7 găsim în această săptămână, în top 10 România, cine a ucis-o pe Sara. Trecem la locul 6, Black Space, 4 copii morți, patru ucigași cu măști de inurog, un detectiv cu un trecut dureros. Oare adevărul va ieși la iveală? Black Space, locul 6 astăzi, în top 10 România. Mergem la locul 5, Ragnarok, ai forță, viteza și simțurile zeilor, nici măcar asta nu te va ajuta dacă ești un puști nou venit în oraș. Ragnarok pe locul 5 în top 10 Netflix. Mergem mai departe, la locul 4, armata celor morți Vegas e infestat de zombi, dar cu 200 de milioane de parai în joc sunt dispuși să bage o pentru un jaf imposibil. Armata celor morți locul 4 în săptămâna aceasta în top 10 Netflix. Mergem mai departe la locul 3, lista neagră, inteligent, șarmant, complet, fără scrupule, se va preda FBI-ului, dar are câteva condiții. Lista neagră are 8 sezoane, continuă noua serie, pe locul 3 în această săptămână de top 10 Netflix. Mergem mai departe la locul 2, miracolul albastru, orfeninatul său este tot ce au acești băieți. Pentru a-l salva este nevoie de credință, integritate și un pește baban. Miracolul Albastru este în această săptămână pe locul 2 în Netflix cele care se pot viziona. Practic cele mai vizionate ce să mai. Lucifer este pe primul loc în această săptămână, el e diavolul, dar nu-l condamnați, mai dă o mână de ajutor la rezolvarea crimelor și are și un club de noapte. 5 sezoane pentru acest serial Lucifer, locul 1 în această săptămână în top 10 România Netflix, acesta este clasamentul, până data viitoare numai bine.